Senatul a adoptat inițiativa prin care șoferii condamnați pentru conducerea vehiculelor băuți sau drogați pierd dreptul de a redobândi permisul pentru o perioadă de până la 10 ani. Propunerea legislativă modifică și completează unele normative din domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri și alte substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, iar Camera Deputaților este decizională pe acest proiect. Senatul a votat astăzi legea prin care șoferii condamnați pentru conducerea vehiculului băuți sau drogați pierd dreptul de a redobândi permisul pentru o perioadă de până la 10 ani. Așa cum am promis, continuăm planul de măsuri pentru reducerea numărului de morți de pe drumurile României, a scris Robert Kazanciuk luni pe Facebook. El a mai spus că după legea Anastasia a venit ținându-mi promisiunea modificarea legislativă prin care șoferii prinși cu alcoolemie mai mare de 0,8 la mie sau drogați nu mai pot redobândi permisul în decurs de până la 10 ani. Legea merge pentru decizie finală la Camera Deputaților. Mulțumesc colegilor senatori. 101 voturi pentru, niciun vot împotrivă, a concluzionat Robert Kazanciuk. Pe 21 septembrie, senatorul PSD, Robert Kazanciuk, a anunțat că a depus la Senat un proiect de lege care să ajute la combaterea eficientă a consumului de droguri. Documentul prevede pedepse înăsprite, dar și circumstanțe agravante pentru cei care folosesc minori. În plus, pedepsa cu închisoarea nu va mai fi amânată. Se vor majora pedepsele privind și finanțarea faptelor ce au legătură cu traficul și consumul de substanțe psihoactive. Produsele psihoactive, mijloacele de producere a lor, banii, valori sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea produselor vor fi confiscate, a explicat Robert Kazanciuk. Potrivit senatorului PSD, inițiativa legislativă mai prevede că folosirea minorilor în derularea de operațiuni cu substanțe psihoactive va fi o circumstanță agravantă, însăvârșirea infracțiunilor privind traficul de droguri va fi redusă la maxim durata în care consumatorii vor intra în programe de consiliere pentru a evita tragedia de la 2 mai, al cărei autor a refuzat la 17 ani să urmeze asistența de specialitate, a mai transmis Robert Kazanciuk. Relatează știrile ProTV.ro.